te-ai certat cu Sebi, n-am înțeles foarte bine. Deci a fost un moment în care nu ne-am mai înțeles. De ce? A fost după mă, tu și mai am... Aolo, aolo! Aaa, gata, gata, gata! Să mai vorbim un pic de relația ta cu a**. Relația mea cu a**, treabă-mă acum ca să posez, să plec de tot. Mă, mai ești cu a**? Să cenzurez numele, nu. Chiar îl cenzurez? Da, și păstrezi și când zic să cenzurez numele. Zici mai ești cu și pun bip. Ah, deci mai ești cu bip? Astăzi facem un vlog cu seria 8, o să-l luăm pe Petre Ștefan, o să-l plimbăm un pic cu mașina, după care o să mergem în poligon aici și la Elioara și o să-l las pe el să o conducă. Doamne ajută, care câți ani ai, mă? 16. Știi să conduci, gen? Unde e acolo? Accelerația în dreapta. Dă-și tu cu părerea de mașina asta. Tare, da, nu? Se asortează cu geaca, cu nebunile astea. Hai de viața mea, urcă-te tu în dreapta. Bă, nu de acum, mâncați ai. Ia, vreau să văd cum stă la volan, ia, pune-te un pic. Ia, deschide motorul. Deschide cu aia motorul. Bă, unde s-a pasul ăsta? Aici, bă, unde s-a pasul ăsta? Vezi că e în portbagaj, butonul ăla. Bă, aici, bă, unde fie? Singur. Am ajuns și noi acum în poligon, mai avem cam 20 de minute. Dar chiar mă închin la bunul Dumnezeu să nu faci ceva. Doamne. Bă, ai mai condus vreodată? Da, până eu, nu se zice pe vlog. N-am mai condus viața mea ciudată, cum adică am 16 ani. Deci în poligon, fără mișto? Ba da, mă, ba da. În poligon am mai condus? Ba da, mă, ba da. Manuală sau automată? Automată și manuală, dar nu-mi place manuala, e... Mă încurcă. Nu e de tine. Mă încurcă maneta aia. Care e mașina ta favorită, Petre? Mașina mea favorită? Nu, fă un top 3, da. Bă, dar nu e un top 3, e Urusul e cea mai tare. Urusul e mașina ta favorită? De ce? Îmi place mie, e mafie gen. E mafie, dar gen mafie un pic mai finuță. Știi ce zic? Nu e mafie rusească. Pizdos. Doamne ajută! Eu te cer de... Ce cu pui mea? Da? Alo? Da, păi filmăm acum. Bine. Zic, da. Manualul de... Nu cred că e nevoie să faci de manual. Ține-te bine. Bă, ușor, să moară viața. Ușor, să mor eu. Bine, mă, te ții bine sau nu? Nu te îmbărite, că se fut articulații. Mergem ușor, da? Mergem ușor. Fă bune. Așa, fă un tur frumos, ușor. Și zi-mi ce-ți place, da? Și zi-mi ce-ți place la mașina asta și ce nu-ți place. Bă, puiule... N-are ce. Am zis ușor, trăiască familia ta. Da, îi dau ușor acum. Cu aia are, ai 16 ani, ușor. Mamă, ce frică mi-e. Am 16 ani, dar... Când umblam eu după femei cu mașina... Nu, că ia pe... Ho, și dacă ia pe ce crezi că o luam prin apa și... Nu știu, mă, dar ce frică mi-e să moară băieții mei. Conduc pe check tire pressure. Hai să nu iau prin gropile astea, uite, vezi de ce... Stai că mă uit după ăla, cu ăla n-are un far în p***a mea. Are mașină de 20 de milioane maxim, gen, am umflat-o un pic la preț. Lasă-mă, ce-i cu el? Și jur că îi se rupea mașina când conducea. Bă, bine că nu se adaptă noi. Aolo, ușor. Mamă, coaie, te-ai văzut? Era să intre mânăla. Da. Bă, gata. Bă, sincer, uite, eu chiar nu prea mă pricep la mașini, gen. Eu mă pricep deloc la mașini. Bun. Și n-am cum să spun că ce-mi place așa mult asta, că nu, nici n-am condus foarte multe mașini ca să pot să fac o comparație și nu prea mă pricep la mașini așa. Ai zis că îi dau ușor, dar nu prea pot, că îi jur, îmi vine să-i dau mai tare cu asta. N-ai cum să-i dai încet. Dă-mi ajut, ca să mai vorbim și noi. Intrăm în motoretele alea? Hai să nu intrăm. Să conduc cu patentul, gen. Ah, stai că intrăm. Patent, vezi că intrăm în apă. Ia, cum știți de aia cu spatele? Ule. Bă, gen, îmi place ceasul ăsta digital. Da. Volanul că e cu 3 spițe. Da. Și ia, vezi. Motoretă. Și acum stai să închide. Bine, funcționează un pic, am greu că e din GoPro ăsta, probabil. Dar nu. Trebuie să dăm prima... Jos, ușor! Să dau un pic așa, să mori. Și fă un 0-100. Drive. Aaa, gata! Mamă, ce frică mi-e cu tine, Petrică. 110 aveam, ești nebun? Deci ți-i coi, frică, nu e sigur 16 ani! Nu e sigur pe mine. Nu sigur pe tine, dar mamă, ești... Aolo, gata!
frână. Un milion. Gata, ne mai dăm o tură ușor. Bine, ușor. Hai, ușor. Și vreau să vă întreb eu pe voi acum, că credință mă cam plictisesc să vorbesc, că vorbim în fiecare zi așa. Și nu mai sunt din nasoale. Dar voi mă, îngerașii mei. Tap, tap, îngerașii, tap, tap. Voi mă, sufletelele mele. Rockerii mei, așa le zic eu, rockerii mei. Băi, rockerii lui Eddie. Așa. Ce femei vă plac, mă? Mie îmi plac alea, dar sunt curate doar. Gen. Curate să... fizic sau curate, moral? Curate, mă, curate și fizic și moral, numai să fie curate și sufletește, gen. Aha. Nu-mi plac alea murdare, gen. Să nu miroasă acru. Asta e singura problemă. Prin ce pui așa? Nu, mai merge o tură. Cu viețile mele, cum v-am obișnuit, nu mai e un copil de 16 ani care a dat artiști, dar e un copil de 17 ani care conduce fără permis, bă, dame, și te răspăci, bă, cine? Bă, gata, hai. Mă, lasă-mă să mai dau o tură. Hai, mă, gata. O tură, să mor eu, o tură, o singură tură, zic. Tu mai vorbim un pic de relația ta cu a***. Relația mea cu a***, treabă-mă acum ca să pusez, să plec de tot. Mă, mai ești cu a***? Să cenzurez numele, nu. Chiar îl cenzurez? Da, și păstrez și când zic să cenzurez numele. Zici mai ești cu și pun bip. A, deci mai ești cu bip. Plecăm și noi acum din poligon. Mergem spre femeile voastre. Ce-a făcut ăsta micul Damlau? Așa mă zic cu a***. Ce să zic, nu am ce să zic. Nu mai avem treabă, pur și simplu, atâta. De ce? Da, s-a despărțit de tine sau tu de? Nu, da, amândoi. De cu un acord, nu? Da. Nu am mai înțeles. Bă, mi se părea că vă stătea bine împreună. Bă, nu ne-am mai înțeles. Ca să înțelegi, am făcut un vlog cu ei. Am făcut un vlog cu ei. Am stat o oră jumătate să-l filmez. L-am editat, l-am făcut frumos, l-am pus pe YouTube. Și când să îl dau public, îmi zice Petre: bă, cu aia ne-am despărțit, cu aia nu mai pune și tu la tău, că ne-am despărțit și nu mai. Și am zis, bine, mă, nu-l mai pun. Și domnul, mă, pucheala mea. Pleacă de jos, se duce în sus. Cine? Mamă. Nu, ce te-ai băgat în seamă, băi? Hai, mă, bă, ce ai mâncat pe lângă, ce ai mâncat? E din 2004 gluma asta. Ăsta a venit să se ne dea afară. Cred că da. Păi da. Uite ăla e. Hai că ați fost acolo undeva, să ne văd. Nu are cinci la. Stai și ce să mănânci, băi. Mersi frumos, unchiule. Și cum am mers deja farma 2? Prost. Prost că n-am promovat-o deloc, am și uitat că am scos-o, dacă zic că am și uitat că am scos-o, gen, mi-a vrut la recomandă, deci zic să-mi bap cu aia, am uitat dacă timp am scos-o. Am scos-o, gen, și mi-a mai păsat de ea. Băi, intrați și voi acolo, aveți link în descriere la piesa lui ăsta, dați-o pe repeat de 10 ori. Dacă intrați 10.000 de 10 ori, mai faci 100.000 de vizualizări. Care-i cu aia femeia visurilor tale din România? Cristina e Căhă și e din România. De ce e Cristina e Căhă cea mai tare femeie din România? Uh-huh. Are tot ce vreau un bărbat de la o femeie. Adică nu știu. Tot. Coi, am văzut-o pe Insta, dar nu știu, mă întreb. Ei da mesaj, arată-mi dacă i-am dat mesajul, uite, chiar nu am dat mesaj vreodată. Ei dat în send. Nu. Dar nu eram idios să-i dau mesaj, că nu cred că îmi răspunde, am 17 ani. Oa, ia de follow, poate să follow back. Cred că facem parte. Băi, urmărește 1000 de persoane. Ce că îmi place de ar fi și prost, nu? Dacă vezi acolo Cristina, ai că started following-ul. E nebun? Nebunește ea, bă, că i-am dat follow. Mai scurt o piesă cu Inisebi? Da, viața mea, și o să scoatem până când o să ai tu copil. Când o să ai tu copil, când băi, o să copil. Tu, o să se despartă două ăsta. Așa. Și o să-l fac pe băiatul tău să fie trepăr. Și o să-i dau numele meu. Și al lui Sebi. O să fie Petre Ștefan și Inisebi. El o să fie. Mă, Coaie, dar am văzut că ai pus tu pe story atunci la Enzo Ferrari 2 că te-ai certat cu Sebi. N-am înțeles foarte bine, de ce v-ați certat? Da, mă, frate, uite, noi ne mai înțelegeam ce vrei să facem. Dacă noi nu suntem ca restul artiștilor să facă muzică pentru bani. A fost un moment în care nu ne-am mai înțeles. De ce? A fost pe mă, tu și mi-am făcut-o pe mă. Du-te, mă, că mai pula mea, noi nu ne-am certat cu aia. Cu aia am crezut o secundă. Nu ne-am certat. A fost pucheala noastră, dar nu ne-am certat. Vino cu a. Ce faci? Vino înăuntru. Ha. Ia.
da. Îți place? Zi mă, îți place sau nu? Zi mai cu, mai cu convingere. Aici e cu înjurături. Hai, pune mâna pe volan. Proprietate privată, calmați-vă. Petre, vrei și tu la mine împărăt așa să te conducem? Oh, no! A zis oaie, mă, gen, animalul, nu? Da. Bă, da. Păi, vezi, nu vă mâncai ăștia rentului. Dați-mi follow. Câte like o să țin de jurul la vlogul ăsta? 10.000. 10.000? Da. Ar fi forță. Face vlogul ăsta 10.000 de like-uri, scot bănodia aia, dar am pus-o. Hai, mă, aia cu Gucci lui Prada, altceva. Like acolo, v-am pupat, pa! Până și noua mea săgeată e îmbrăcată în Balenciaga. Gucci lui Prada să udă doar când faci plata. Poți să ai Gucci lui Prada la creiere zero nada. N-am Gucci lui Prada, am un teangă 5.000 blaga. Îmi fac viața mă doare în pulă, de câte ori mai dau greș. Pierd la casino sume pe care nu le-ai văzut cash.